Polițiștii de frontieră au depistat ascunși în mijloace de transport, respectiv deplasându-se pe jos, 18 migranți care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria cu scopul de a ajunge în țări din vestul Europei. 5 cetățeni din Pakistan și Sri Lanka au fost depistați de către polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Vârșand cu ajutorul unei drone. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Vârșand au observat în timpul executării misiunilor specifice de supraveghere a frontierei de stat la aproximativ 200 de metri de linia de frontieră cu ajutorul unei drone un grup format din 5 persoane care se deplasau pe jos. S-a procedat la deplasarea către locul unde se aflau persoanele și interceptarea acestora. Întrucât nu își justificau prezența în zonă, au fost conduse la sediul sectorului pentru efectuarea verificărilor. În urma cercetărilor a fost stabilit faptul că sunt cetățeni din Pakistan și Sri Lanka intrați legal în țara noastră și polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Turnu, împreună cu polițiști de frontieră din cadrul sectorului teritorial al Poliției de Frontieră Timiș, au depistat la aproximativ 50 de metri de linia de frontieră într-un autoturism înmatriculat în Serbia și condus de un român 5 cetățeni străini. În acest caz, polițiștii de frontieră au stabilit că sunt cetățeni din Sri Lanka, Etiopia și Bangladesh. De asemenea, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Episcopia Bihor au descoperit 3 persoane din Congo, ascunse sub una din semiremorcile transportate de vagoanele trenului de marfă care circula pe relația Oradea-Stuttgart. Alte 5 persoane din Egipt au fost descoperite la aproximativ 300 de metri față de linia de frontieră de către polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Borș într-un autovehicul înmatriculat în Italia. Având în vedere aspectele constatate, polițiștii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți pentru șoferii autoturismelor și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii depistați ascunși în mijloacele de transport, respectiv pe jos, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.